Bună seara, bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Nu uitați că aveți două numere de telefon la care puteți să ne sunați în această seară, să intrați cu noi în direct și să ne spuneți care este situația în țările în care locuiți sau pur și simplu să adresați întrebări invitatului nostru din platou. Vă reamintesc că ne găsiți și pe Facebook și pe canalul de YouTube și chiar vă așteptăm cu mare drag să ne adresați întrebările noastră și să aflăm împreună ce griji mai aveți în această perioadă. Vorbim despre prevenirea infecțiilor respiratorii în această seară și invitatul nostru din platou este domnul dr. Cătălin Apostolescu, medic primar boli infecțioase, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balci din București. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că vă avem din nou în platou. Vorbeam astăzi chiar cu producătoarea emisiunii că ultima dată ne-am văzut aici undeva prin martie, da, înainte de a începe o perioadă 2019, da, înainte de a începe toată această nebunie legată de pandemie și iată-ne după atâta timp, cum vă simțiți, cum ați trecut prin toată perioada aceasta și dintr-o poziție care n-a fost deloc privilegiată? Bun, poziția privilegiată a venit cam la jumătatea perioadei și nu e deloc privilegiată. Pandemia am început-o ca simplu doctor. Sunt primul doctor care a intrat la COVID în România. A fost o perioadă foarte grea, care a avut anumite intervale care au fost înfiorătoare. Și vorbesc asta nu doar pentru mine, ci pentru toți colegii mei din Institutul Matei Balci și pentru toți ceilalți colegii mei care au intrat în lupta anti-COVID. Fenomenul de burnout este, cel puțin în rândul medicilor și asistentelor, foarte, foarte, foarte pregnant. Și încercăm să profităm de acest moment de acalmie în care ne aflăm în aceste zile pentru a ne reface și noi forțele. Pentru că, foarte probabil, la începutul anului viitor, mi-e greu să dau un prognostic, poate în a doua jumătate a lui ianuarie, poate la începutul lui martie, vom avea și un al cincilea val. Se vorbește tot mai des de acest val 4, acest val 5, ca fiind un val al vaccinațiilor. Și toată lumea se întreabă de ce. Dacă lumea s-a vaccinat, de ce în continuare ne lovim de aceste valuri ale pandemiei? Aici trebuie să facem o diferență. Valul 4 din România, care acum se află pe pantă descendentă, n-a fost deloc un val al vaccinaților. A fost un val al nevaccinaților. Ce se întâmplă acum în celelalte țări din Europa, în Germania, în Austria, în Marea Britanie, într-adevăr este un val al vaccinaților. Pentru că am știut de la bun început că inclusiv pe varianta standard, vaccinul are o eficacitate de 95%. După aceea, când a apărut tulpina Delta, eficacitatea vaccinului administrat în două doze scăzuse undeva spre 70%. Și pentru asta a fost nevoie de doza de booster. Între timp, în Europa a început să circule o variantă mai contagioasă decât Delta, numită deocamdată Delta Plus. Ce trebuie să înțelegem, atâta vreme cât nu se vaccinează un procent semnificativ din populație, care pentru COVID trebuie să depășească 80%, virusul are unde să circule. Și în momentul în care circulă, el suferă mutații. Și atunci nu e deloc de mirare că la un moment dat pot să apară mutații mai bine adaptate la corpul nostru, mutații care pot eventual să nu fie acoperite de către vaccin. Mai trebuie spus un lucru. Este adevărat, cifrele din Europa arată, sunt la valori foarte mari. De exemplu, în Germania acum avem peste 65.000 de îmbolnăviri pe zi. Ei n-au experimentat niciodată un număr atât de mare. Dar trebuie remarcat faptul că, deși numărul îmbolnăvirilor este mare, numărul spitalizărilor și numărul deceselor este mic. Deci cumva vestea bună aceasta este. Vaccinații profită de faptul că sunt vaccinați, totuși. Și e foarte probabil ca în
la începutul anului viitor, la fel și în România, un număr mare de vaccinați se îmbolnăvească. Din nefericire, în România încă majoritatea populației este nevaccinată, așa că n-ar fi exclus ca și valul 5 să fie total vaccinat. La ce procent suntem în acest moment cu vaccinarea? Cifrele de astăzi de la prânz arătau de erau sub 40% din totalul populației. Și totuși am avut o perioadă, nu? Acum 2-3 săptămâni, când lucrurile păreau să se așeze și cifrele de vaccinare păreau să fie ascendente. Aș numi o perioadă, aș numi un moment. Pentru că a fost ceva care a ținut 2-3 zile când s-au vaccinat peste 100.000 de oameni. Și 100.000 de oameni sunt foarte puțini. Pentru că pentru a atinge ținta de vaccinare, acel nivel de 80% și atinge această țintă până la sfârșitul anului, era nevoie de valori de 200-250.000 de vaccinați pe zi. Ori noi nu eram nici măcar la jumătatea și mai mult decât atât a ținut ca orice minune 3 zile. De ce doar 3 zile, domnule doctor? Pentru că probabil atunci au fost speriați de introducerea certificatului verde, văzând că în legislativ lucrurile tergiversează, au zis că lasă că mai am timp. Nu e frustrant, că mă gândesc așa, că spuneați mai devreme de acest sindrom de burnout, care este real printre cadrele medicale. Când știi cât ai tras în perioada asta să vezi că totuși lucrurile nu funcționează în direcția potrivită și că cumva munca asta imensă pe care ați depus-o în perioada asta nu e susținută și de procesul ăsta legislativ și de autorități? Eu am spus de la bun început. Pandemia nu este a noastră, a doctorilor. Pandemia este întregii societăți. Și dacă întreaga societate nu răspunde corespunzător prin toate instituțiile ei, prin toate componentele ei, prin toate subpopulațiile ei, nu vom reuși niciodată să o învingem. Ce părere aveți despre campania de vaccinare? Mereu sunt întrebat cât va mai dura pandemia. Mult. Și acum răspunsul meu în ultima vreme este cât vrem noi. Când o să ne săturăm noi ca populație de pandemie, atunci o să respectăm măsurile și o să reușim să scăpăm de ea. Până atunci, se pare că ne place să ne jucăm cu SARS-CoV. Ce ați reproșa acestei campanii de vaccinare care s-a întâmplat în România? Pentru că, iată, avem exemple în toată Europa, în toată lumea asta, unde lucrurile par să fi funcționat unse, da? Dacă ne uităm la procente de 80%, de 90%. Bun, procentele acestea sunt la populații diferite. Noi, din nefericire, lucrăm cu o populație cu un nivel de educație scăzut. Și dacă ar fi să fac un reproș, ar fi un reproș că noi am emis un singur mesaj. Mesajul științific, mesajul corect, adevărat. Acest mesaj n-a reușit să penetreze decât o anumită parte din populație. Probabil că trebuia să construim mesaje duse în zona emoționalului, al afectivului, mesaje concepute diferit pentru diverse grupuri populaționale. Pentru că un mesaj îl faci pentru oamenii care sunt foarte religioși și pentru care preotul din sat este autoritatea supremă, alt mesaj trebuie să-l faci, de exemplu, pentru, să dau o categorie profesională, pentru șoferii de camion, care sunt, din punctul nostru de vedere, niște super propagatori, pentru că ei se deplasează permanent din loc în loc și vin în contact cu foarte mulți oameni. Un alt mesaj trebuie să-l faci pentru tineri, pentru că ei au alte valori decât grupurile mai în vârstă și așa mai departe. Și poate că aici am greșit, că nu am conceput mesaje diferențiate pe diversele tipuri de grupuri populaționale. Mesajul? Da, pe de altă parte v-aș întreba, în zona rurală, în momentul acesta, cifrele sigur nu arată bine deloc. Cum se poate rezolva administrativ, logistic? Administrativ și logistic, sigur, nu eu ar trebui să răspund, pentru că nu sunt implicat în organizarea campaniei de vaccinare, dar din câte știu, logistic lucrurile sunt puse la punct. Sunt făcute caravane care sunt gata să se deplaseze în locurile unde se manifestă cere dorința de vaccinare. Ele se pun, vaccin există, personal există,
Deci cumva dacă aceste comunități dacă rurale mâine, s-ar organiza... Dacă mâine, și... de exemplu, se primește mesajul că în comuna Xulești din județul Cutare se dorește. Sunt 500 de oameni care vor să se vaccineze, mâine dimineață în comuna respectivă va fi o caravană care îi va vaccina pe toți. Deci cumva practic ar trebui să fie un efort care să se întâmple la nivel de comunitate, da, din partea celor care au influență, nu, și putere, da, de decizie în zonele respective. Am văzut de dimineață cu toții știrea că Austria intră în carantină timp de 3 săptămâni. Cum vi se pare această măsură din partea autorităților austriece? E o măsură luată de autoritățile austriece pentru situația din Austria. Nu pot eu să o judec acum și pentru populația din Austria. Sunt câteva lucruri care ne pot ajuta să oprim orice pandemie din lumea asta. Pe lângă tratamentul specific, pe lângă vaccinul specific, sunt așa numitele mijloace nemedicamentoase de oprire a pandemiei. Și aceste mijloace sunt reprezentate în primul rând de carantinarea suspecților și izolarea bolnavilor și reducerea contactelor dintre oameni. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Austria, raportat la numărul de cazuri care există acolo, din când am înțeles, sunt circa vreo 10.000-12.000 de cazuri pe zi la o populație mai mică decât a României, la jumătate. Deci, practic, ei au acum un număr de îmbolnăviri cam cum aveam noi în vârful valului 4. Este o măsură firească. Și pentru că urmează două momente extrem de importante în calendarul ăsta de iarnă, vorbim de mini-vacanța de 1 decembrie, în care probabil că se va circula foarte mult și lumea va sta în diverse locuri și perioada sărbătorilor, ce credeți că ne așteaptă de sărbători? Vom avea măsuri restrictive în perioada aceea? E bine să ne facem planuri de sărbători? Va depinde de numărul de cazuri din acel moment. E bine să ne facem planuri. Dar depinde ce înțelegem prin planuri. Vom putea adică să călătorim să ne facem planuri să ne odihnim, să ne relaxăm în condiții de respectare a regulilor de distanțare socială. Adică o să ne ducem poate la o masă de Crăciun cu 5-6 oameni, o să facem un revelion poate în 10-12 oameni și nu revelioane sau petreceri de sute de oameni sau de mii de oameni. Domnule doctor, discutăm și despre alte boli în afara acestei pandemii de COVID, pentru că, clar, multe lucruri au trecut așa în planul 2, dar nu trebuie să uităm de diverse boli infecțioase și infecții respiratorii care ne dau bătăi de cap în această perioadă. La ce trebuie să fim atenți? Ce sfaturi aveți? Evident, în afara COVID-ului, ce măsuri de prevenție să luăm? Pentru că e clar o perioadă în care ne putem îmbolnăvi ușor. Bun, sezonul rece este un sezon al virusurilor respiratorii, pentru că virusurilor cu transmitere aerogenă le plac temperaturile mai mici. Prin urmare, știm din toți anii că este sezonul în care vine gripa, că este sezonul în care circulă celelalte virusuri respiratorii, coronavirusurile obișnuite, rinovirusurile, adenovirusurile sau o serie de bacterii cu transmitere respiratorii, cum ar fi hemofilus, influenza, moraxella catarrhalis sau pneumococul. Din fericire, măsurile care trebuie luate pentru COVID sunt valabile și pentru toate celelalte ceilalți agenți patogeni care pot da infecții respiratorii. Purtatul măștii ne protejează și de ele. De altfel, vreau să vă spun că nu știu dacă lumea mai ține minte, în februarie anul trecut, când a apărut primul caz de COVID, noi eram în plină epidemie de gripă. Și în momentul în care s-au luat măsurile de prevenire a răspândirii COVID-ului, într-o săptămână gripa a dispărut. Asta cumva a fost plusul, nu, care s-a întâmplat, da, în... Faptul că am început să purtăm toți măști, faptul că am început să ne ținem la distanță, a blocat și transmiterea celorlalți agenți patogeni. Prin urmare, dacă vom respecta aceste măsuri pentru SARS-CoV, e de așteptat ca în sezonul acesta să nu avem multe alte infecții respiratorii.
Pe de altă parte, nu trebuie uitat că vaccinarea antigripală rămâne valabilă și că trebuie să ne vaccinăm antigripal, pentru că dacă avem ghinionul să facem și gripă și COVID sau să le facem succesiv, prognosticul va fi foarte prost. Apropo de asta, avem cifre în ceea ce privește această vaccinare antigripală, cum funcționează și cum, dacă oamenii se vaccinează poate mai mult ca în anii precedenți? Nu cred că avem cifre. Noi la Institutul Matei Balș astăzi am început vaccinarea antigripală, pentru că abia acum a sosit vaccinul antigripal și am început și vaccinarea personalului și vaccinarea pacienților cu infecții HIV-SIDA pe care noi îi monitorizăm. Știu că la nivel de medici de familie a început acum vreo 2 săptămâni. Prin urmare, cred că este încă puțin cam devreme să tragem niște concluzii cum merge vaccinarea antigripală. Dar ideea este că se întâmplă și pentru cei care poate ascultă și sunt în fața televizorului, poate că e momentul să luați legătura cu medicul de familie și să rezolvați și această problemă. Avem vaccinuri și pentru pneumococ și pentru Haemophilus influenzae tip B. Prin urmare, cele mai serioase infecții care pot să survină în sezonul rece plus SARS-CoV le putem preveni prin vaccinare. Bun. Dacă e să vorbim despre felul în care ne putem proteja în acest moment de gripă și de brăcelile acestea comune care apar în această perioadă, ce recomandări aveți în afară de mască și măsurile astea pe care le luăm oricum cumva în perioada asta? Spălatul pe mâini, suflatul nasului în batistă, tu și tu cu mâna acoperită, nimic mai mult. Igienă. Igienă. Și mare atenție la lucrurile care intrăm în contact. Și dacă avem simptome, anunțăm medicul și stăm acasă. Bun. Dacă ne gândim la imunitate și la faptul că trebuie să ne creștem imunitatea în această perioadă, iarăși, la ce ar trebui să fim foarte atenți? Ce e creșterea imunității? Nu ne putem crește imunitatea? Din câte se aude foarte des această sintagmă. Da, este o sintagmă imunitatea. În primul rând, nu știu dacă cineva și-ar dori să-și crească imunitatea. Asta să știți că este cumva o temă pe care o puneți în discuție, pe care n-am mai... Nu știu dacă știți, de exemplu, că infecția SARS-CoV are 2 etape. Prima săptămână este reprezentată de etapa de replicare virală și după a doua săptămână începe faza de furtună citochinică, care de fapt nu este nimic altceva decât o imunitate scăpată de sub control, o imunitate mult prea puternică. Această mantră să ne creștem imunitatea nu are valoare științifică mai mult decât o mantră. O repezi la nesfârșit și poate ajungi să crezi în ea. Pentru că în primul rând că nu există imunitate puternică. Imunitatea nu se evaluează în funcție de intensitate. Imunitatea se evaluează în funcție de specificitate. Dacă ar fi să fac o metaforă și aș zice că purtăm un război cu microbii și că avem o armată, nu mi-aș dori o bombă atomică sau un covor de bombe, ci mi-aș dori mai degrabă un sniper. Așa trebuie să funcționeze imunitatea. Punct ochit, punct lovit. Să tragă atâta vreme cât există amenințarea. S-a terminat amenințarea, se oprește. Deci nu îmi doresc o imunitate puternică. Bun. Doresc doar o imunitate precisă, îmi doresc o imunitate bine reglată. Și în al doilea rând, din câte știu eu, nu s-a inventat niciun medicament care să crească imunitatea. Și toate rețetele astea pe care le auzim peste tot, cu luăm vitamine, luăm suplimente, avem grijă de noi în perioada asta, e doar o strategie de marketing, nu o recomandați? Nu. Eu n-am luat în viața mea vitamine. Decât când eram mic și mâncam cavit, că îmi plăcea gustul. Am prins și o perioadă cavit. Altfel nu am luat vitamine. Bun, deci, și nu le-am dat nici copiilor mei vitamine. Practic spuneți că nu e un, cum să spun, nu e indicat. Nu există niciun medicament care să crească imunitatea și nu este de dorit să ne creștem imunitatea ca intensitate. De altfel, l-aș întreba pe cineva care vrea să-mi crească imunitatea, care este unitatea de măsură, ca să știu că înainte aveam 2 unități și după ce am luat preparatul respectiv a crescut la 2,5 sau la 3.
Nu există așa ceva. Mă întreabă un coleg din regie, dar vaccinul nu crește imunitatea? Nu, vaccinul nu crește imunitatea. Vaccinul produce anticorpi specifici împotriva unui anume antigen. Sniperul de care spuneți mai devreme. Da. Bun. Așadar, atenție la aceste infecții respiratorii de sezon cu reguli de medicină și de, cum să spun, de curățenie, de igienă, că sunt foarte importante. Igienă personală și igienă a relațiilor. Mai puțin pe administrarea de tot felul de suplimente și de vitamine, așa cum cumva un marketingul din jurul nostru încearcă să ne convingă de acest lucru. Exact. Bun. Pentru că spuneați mai devreme că ați trecut așa prin toată perioada asta COVID, aveți cumva așa și o viziune asupra ceea ce înseamnă recuperarea post-COVID? Pentru că pare să fie o temă recurentă care apare des în discuții. Este o temă care va deveni foarte pregnantă în viitor. În primul rând, nu știm cât se va termina pandemia și nu știm câte persoane vor fi afectate. Doi la mână. După ce se va termina pandemia, în mod garantat, virusul va rămâne între noi sub formă endemică și vom avea mai mult frecvent îmbolnăviri cu COVID. Probabil încă una sau două generații. Dacă nu trei. Prin urmare, vor fi foarte mulți oameni care vor fi afectați de COVID și de forme medii și severe de COVID. Dacă la început credeam că infecția SARS-CoV este o boală respiratorie, timpul trecut de la începutul anului 2020 încoace ne-a arătat că infecția SARS-CoV duce la o afectare multisistemică. Practic, pacienții au afectare cardiacă, neurologică, renală, hepatică, fac, trombi, cheaguri de sânge, temiri unde... Prin urmare, pot să facă diverse accidente ischemice și atunci va trebui dezvoltată o întreagă infrastructură pentru a putea trata acești pacienți. Așa cum deja am spus, nu va fi o singură specialitate care se va ocupa de recuperarea pacienților post-COVID. Cam toate specialitățile de medicină internă vor trebui să se implice în acest fenomen de recuperare. Pentru că, într-un fel, îl recuperez pe cel care, să zicem, a stat în terapie intensivă și are scădere de forță de masă musculară și de forță musculară și trebuie să facă gimnastică respiratorie. În altfel, trebuie să-l recuperez pe cel care a făcut miocardită post-COVID. În altfel, trebuie să-l recuperez pe cel care are afectare neurologică post-COVID. Și nu mă refer la afectare neurologică, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare major, accidente vasculare cerebrale. Este vorba de cei care au depresie post-COVID. Este vorba de cei care au tulburări de concentrare și de memorie post-COVID. Este vorba de cei care au afectare de gust și de miros post-COVID. Și este vorba... Inițial credeam că este pierdere de gust și de miros. Dar mai nou vedem că este vorba de pervertire de gust și de miros. Oamenii percep altfel gusturile și altfel mirosurile. Este vorba de insomnie post-COVID. Deci, sunt foarte multe lucruri și probabil că toate specialitățile medicale vor avea destul de muncă în viitorii ani în această recuperare. Da, dacă e un sfat pe care îl dați pacienților care au trecut prin COVID, este acela să se preocupe îndeaproape de perioada de după boală, și de să nu se lase învinși de boală. Știu foarte mulți pacienți post-COVID care s-au dus acasă și au zis, domne, gata, am terminat cu COVID-ul, mă apuc de muncă. Au găfuit, munceau 20 de minute, după aceea trebuia să odihnească o oră, dar nu s-au lăsat învinși. Și am avut plăcuta surpriză să-i vedem cum în 2, 3, 4 luni au redevenit oameni quasi normali. Cei care au început să stea în pat și să se văicărească că, aoleu, am avut COVID, ce mă fac eu, poate că sunt și acum în pat. Deci e foarte important să nu te lași bătut și să lupți imediat după boală și pentru să găsești pentru că nicio soluții. Recuperare nu poate să o facă cineva din afara ta. Recuperarea trebuie să o faci tu. Ceilalți din afara ta te învață și te ajută. Dar tu trebuie să o faci. Dacă sunt așa două, trei lucruri care vedeți dumneavoastră că au prins la capitolul recuperare, ce ați recomanda? Sport? Nu știu, ieșit în aer liber? E greu să-i spun unui om care a fost intubat 3 săptămâni, du-te și fă sport. Dar poate să înceapă cu plimbări.
cu plimbări în aer liber, plimbări treptat din ce în ce mai lungi, cât poate, în, la intensitatea pe care poate să le ducă. Să stea afară cât mai mult, să nu stea în casă, să țină ferestrele deschise, să mănânce de toate, pentru că în refacere are nevoie de aport de proteine, are nevoie de aport de lipide, are nevoie de aport de zaharuri. Deci să nu se lase prins în capcana așa zise alimentații sănătoase. Da? Este nevoie de proteine și este nevoie de lipide pentru a face o recuperare corespunzătoare. Creierul este format numai din lipide. Membrana celulară este formată din lipide. Deci mare atenție la alimentație, da, după în timpul. Deci o alimentație variată, diversificată, care să cuprindă toate principiile alimentare. Dacă ar fi totuși să vorbim despre prin ce se diferențiază acest COVID și gripele de sezon, pentru că între timp simptomele s-au schimbat, da? Dacă la început, în primele valuri, clar, faptul că nu mai aveai miros și gust era un semn că ai COVID, înțeleg că în valul 4 deja cumva aceste simptome au dispărut, nu mai sunt constante. Și atunci cum diferențiem totuși? Este greu la debut, în prima zi sau în a doua zi, este destul de greu să faci o diferențiere între infecția SARS-CoV, gripă și alte viroze, pentru că în acea fază de viremie organismul reacționează la fel. Cu febră, cu dureri de mușchi, cu dureri de încheieturi, cu durere de cap. Și în gripă și în infecția SARS-CoV tuse apare destul de repede. Deci nu avem un simptom cheie care să orienteze către SARS-CoV sau către gripă. Singura chestie care o putem face este să ne prezentăm cât mai repede la medic și să facem testele specifice. Deci, practic, în momentul ăsta, testele sunt cele mai sigure, exact, în așa fel încât să... Am un telespectator care vă întreabă, tocmai am făcut doza 3, la ce distanță e bine să-mi fac și vaccinul antigripal? Mâine. Nu avem niciun fel de Singura restricție, contraindicație, nu? Referitoare la coadministrarea vaccinurilor este să nu se facă în același loc, la interval mai mic de 8 zile. Da, deci dacă e o regulă pe care trebuie să o ținem. Dacă și-a făcut a treia doză, să zicem, în brațul stâng, mâine poate să o facă în brațul drept, să-și facă vaccinul antigripal, fără nicio problemă. Vă aduc aminte, tu îmi spuneați că aveți copii și că aveți copii mici, după cum știți, la copii deja folosim vaccinuri multivalente, cu 4, 5, 6 vaccinuri băgate într-o singură injecție și nu se întâmplă absolut nimic. Și dacă putem face asta la copii, putem să ne... Exact. Bun. Și e o temă care probabil va fi discutată în curând și în spațiu românesc, pentru că înțeleg că în alte țări deja e implementat. Vaccinarea la copii? Niciodată un vaccin nu este prea devreme. Imunitatea nu ne naștem cu ea. Imunitatea o dobândim. Imunitatea se învață, imunitatea se antrenează. Prin urmare, cu cât expunem copilul mai devreme la diversi agenți patogeni, el va ști să se apere împotriva lor. Sigur, pentru anumiți patogeni este preferabilă expunerea la germenii naturali. Pentru alții, care sunt mai agresivi, n-are sens să facem expunerea la germenii naturali, ci facem expunerea la antigenele din vaccin. Deci, dacă se aprobă și în România folosirea, dacă se începe, că este aprobată și pentru copiii între 5 și 11 ani, recomandarea mea este să înceapă să se vaccineze. Mai este un lucru, tocmai pentru că un copil nu are imunitatea formată, ci așa cum o spuneam, o învață, este în plin proces de învățare. De obicei, copiii sunt cei care aduc microbi în casă. Ei sunt caii troieni a infecțiilor. Nu poți să ceri un copil de 4 ani, un copil de 6 ani, de 7 ani, să respecte cu strictețe toate regulile de igienă. Nu le va respecta niciodată. Copilul este gregar prin natura lui. Lui îi place să fie adunat cu toți ceilalți copii sau cu oameni mari. Da? Și neavând o imunitate pusă la punct, el ia ușor germenii. Din fericire,
în marea majoritate a cazurilor face și forme ușoare de boală. Dar asta nu-l scutește de faptul că el ia germenele de unde îl găsește și îl aduce în casă și îmbolnăvește pe toți ceilalți. Și vaccinând copilul, de multe ori protejăm și întreaga familie. Deci cumva și vaccinarea copiilor ar putea fi un răspuns pe termen, pe termen lung, da, legat de numărul categoric vaccinărilor. Domnule doctor, știu că n-ați avut o zi ușoară, că tot timpul sunteți așa pe fugă și că n-a fost deloc o perioadă roz tot această nebunie de când a început pandemia, dar dacă ar fi așa un mesaj pe care să-l transmiteți celor care ne urmăresc în acest moment, nu știu, un mesaj în care să înțeleagă poate cât de important este să avem grijă de noi în toată această perioadă. Astăzi se împlinește un an de când mama mea a murit de COVID. Și la vremea respectivă n-am avut cum să o salvez. Prin urmare, atunci când avem posibilitatea să evităm această boală, e bine să o facem. Și le recomand tuturor să se vaccineze. Cred că un mesaj extrem de emoțional și extrem de puternic. Și înainte de a vă spune la revedere în această seară, avem un telefon din România. Bună seara, cu cine stăm de vorbă, vă rog? Alo. Bună seara, ne auziți? Da, vă aud. Vă rog. Vreau să vă întreb pe domnul doctor în legătură cu infecții respiratorii la copii. Vă ascult. În legătură cu infecții respiratorii la copii. Da, 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 vă auzim. Domnul doctor vă ascultă. Așa. Ei o pot intoxica de la școală. Foarte mult. Vin acasă infectat cu respiratorile de la școală datorită condițiilor care sunt la școli. Ce se poate... Cum se poate trata? Pentru a nu mai ajunge la medici ca să spună că de COVID. Păi cred că deja am răspuns la întrebarea asta. Vaccinare, cum spune domnul doctor. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut vreme să veniți alături de noi la un doctor pentru dumneavoastră. Sper din tot sufletul să ne vedem și cu alte ocazii, cu, nu știu, cu speranțe mai mari legate de faptul că urmează și lucruri mai bune în ceea ce privește această pandemie și că valurile astea care sunt anunțate poate nu vor mai fi așa de complicate, deși... Numai de noi depinde. Numai de noi. Rămânem cu acest mesaj al unui medic care a fost, cum să spun, la propriu în linia întâi în toată această perioadă de pandemie și mulțumesc tare mult pentru sinceritate și pentru felul în care a spus problema în această seară. Vă mai așteptăm aici în platou. Multă sănătate și multă putere de muncă, nu numai dumneavoastră, dar și tuturor celor care fac parte din personalul spitalului, pentru că e clar că acolo e o luptă pe viață și pe moarte în continuu. Doamnelor și domnilor, urmărim un reportaj despre beneficiile pe care le are natura pentru noi în această perioadă, după care revenim în platoul emisiunii. Astăzi la Sănătate din Natură vorbim despre beneficiile bananelor și ne uimește faptul că un mănunchi de 5 banane poate fi asemănat cu mâna umană. Banana, sigur, este un fruct exotic pentru noi, dar îndrăgit și relativ, să-i spunem, accesibil. Bananele sunt printre cele mai populare fructe din lume. Originale din sud-estul Asiei, în prezent sunt cultivate în multe părți calde ale lumii. Necoapte sunt verzi și se îngălbenesc pe măsură ce se maturizează. Au un conținut ridicat de vitaminele B6 și C, dar și fibre, potasiu, mangan, acid folic, magneziu și cupru. Potasiul este o sursă excelentă pentru sănătatea articulațiilor și evitarea degradării acestora și a mușchilor. O dietă bogată în potasiu poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, cu un risc de aproximativ 30% mai mic de a dezvolta boli de inimă, dar și la menținerea sănătății rinichilor. Un studiu efectuat la femei a stabilit că subiecții care au mâncat banane de 2-3 ori pe săptămână au avut cu 33% mai puține șanse de a dezvolta boli de rinichi. Banana întotdeauna este recoltată în o fază în care este verde și apoi este ținută
în frigorifere până ajunge în magazinele noastre, unde se găsește și ea în diferite fenofaze. Banana verde conține mult amidon, de aceea are și o valoare energetică, așa cum citim pe etichetă, medie, adică undeva la 100 de kilocalorii. Îți creează sațietate pe un termen mediu. Câteva ore după ce ai mâncat o banană, nu-ți mai este foame. Și lucrul acesta este bun. Bananele sunt hrana perfectă pentru sportivi, în mare parte și datorită conținutului lor de minerale și a carbohidraților ușor de digerat. Consumul de banane poate ajuta la reducerea crampelor și a durerilor musculare, care afectează până la 95% din populația generală. Motivul crampelor este în mare parte necunoscut, dar o teorie populară dă vina pe un amestec de deshidratare și dezechilibru electrolitic. Bananele conțin o cantitate echitabilă de fibre, precum și antioxidanți, aproape că nu au grăsimi, au foarte puține proteine și sunt bogate în pectină, un tip de fibră care poate ajuta la protejarea împotriva cancerului de colon. Mai mult, bananele se clasează de la nivel scăzut la mediu pe indicele glicemic. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să provoace creșteri majore ale nivelului de zahăr din sânge la persoanele sănătoase. Când mănânci banana verde, glucidele, carbohidrații din ea se află sub formă de amidon, care este un fel de amidon rezistent și care nu crește rapid glicemia. Cu cât ea se coace, devine mai dulce, dar crește și mai rapid glicemia. Și de aceea, persoanele care suferă de hiperglicemie, diabet de tip 2, ar trebui să consume, sigur, cu moderație, aceste fructe în starea lor verde. De regulă, ar fi bine să nu consume mai mult de o jumătate de banană pe zi, iar celelalte persoane cam una, două banane pe zi. Bananele, sursă de bucurie și bunăstare, au mai multe atribute care ar trebui să le transforme într-o gustare prietenoasă pentru slăbit. O banană medie are puțin peste 100 de calorii, este foarte hrănitoare și sățioasă. Banana este unul dintre fructele cele mai bogate în potasiu. Este foarte important, în special în sănătatea sistemului nervos. Are un efect calmant, la fel ca și magneziu. Banana are fibre alimentare, absolut necesare pentru sănătatea noastră, dar ea are și niște acizi speciali care sunt precursori al serotoninei și dă o stare de bine, o stare de euforie, dacă vreți, unor persoane, pentru că nu, senzațiile subiective sunt diferite de la om la om. Este un aliment care ne dă energie, dar ne dă și enzime, ne dă vitamine și, de asemenea, minerale. Bananele sunt sănătoase, o gustare ușor de adăugat în meniu, fiind o modalitate excelentă de a satisface pofta de dulce. Conțin rar pesticide sau poluanți, fiind apărate de coaja groasă. De obicei, sunt bine tolerate și ușor de digerat. Banana poate fi consumată crudă, dar sunt și moduri de preparare a bananelor. Banana split, adică acele banane le tai pe jumătate și le prăjești în unt și pui zahăr mult. Că ai pus unt, nu e o problemă. Dar dacă n-ai pus unt ghi, e o problemă dacă l-ai prăjit. Și dacă ai pus și zahăr sau un topping cu multe glucide, atunci banana nu-și mai face efectele benefice. Sunt și banane speciale, plantain, care sunt folosite numai sub formă de preparate, deci nu se consumă ca atare. La noi nu prea am văzut astfel de banane, dar afară, în anumite țări, poate constitui chiar un aliment de bază pentru acele populații. Profitați la maxim de beneficiile acestor fructe cu formă de zâmbet, care conțin o proteină numită triptofan. Aceasta se transformă în serotonină, denumită popular hormonul fericirii. Și revenim în platou cu o poveste extrem de frumoasă din medicina românească. V-aș spune că într-un oraș de provincie din România există un spital public unde ai senzația că ești la propriu în Occident și că, deși pare ireal, acest lucru se întâmplă la Spitalul Municipal din Moinești, județul Bacău.
unde medicul Adrian Cotârleț a reușit să facă această performanță și nu s-a bazat pe banii din sistemul sanitar, de la Casa de Asigurări de Sănătate sau de la Ministerul Sănătății. Pur și simplu e un spital la care medici din toată zona, medici tineri, medici competenți își doresc să lucreze, pentru că e un spital de urgență din linia întâi, cu toate standardele pe care poate mulți dintre noi le-am văzut doar în filme. Și acest spital județean de urgență de la Moinești este un proiect realizat prin mai multe surse, prin parteneriate, prin atragere de fonduri europene, cu ajutorul ONG-urilor și susținerea Ministerului Sănătății, a Consiliului Local. Un loc în care profesioniștii sunt stimulați și e minunat că, iată, într-un oraș mic din România se întâmplă acest lucru și îmi face mare plăcere în această seară să-l avem invitat pe domnul profesor universitar dr. Adrian Cotârleț, medic primar, chirurgie generală, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești Bacău. Bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Mă simt onorat de invitația pe care mi-ați făcut-o. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Domnule profesor, aș vrea să vorbim de faptul că de curând, sau mai degrabă zilele trecute, da, foarte curând, ați fost la Paris la prima ediție a întâlnirilor internaționale ale chirurgiei francofone. Cum a fost reîntâlnirea cu medicii, colegi din alte țări? Da, a fost o întâlnire plăcută, în sensul că, așa cum a spus la începutul lunii noiembrie, Academia Națională de Chirurgie a Franței a organizat prima ediție a întâlnirilor internaționale ale chirurgiei francofone. Manifestarea s-a desfășurat sub un altul patronaj al domnului Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze, și în prezența Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației și Cercetării și, bineînțeles, a președintelui Academiei Naționale de medicină. În programul celor două zile au fost 82 de comunicări ale chirurgilor din 64 de țări. Pentru noi, chirurgii din Moinești, a fost o mare onoare să putem prezenta experiența de peste 25 de ani în chirurgia laparoscopică în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. A fost o singură lucrare prezentată de chirurgi din România și ne-am bucurat de o foarte bună apreciere din partea celor peste 200 de membri ai Academiei Naționale de Chirurgie a Franței. Bineînțeles că, așa cum spunea și dumneavoastră, a fost o bună oportunitate pentru schimburi de opinii cu oameni cu mare experiență în toate specialitățile chirurgicale. Au fost chirurgi francofoni, bineînțeles, din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii, China, Japonia și mai ales din nordul Africii. Am avut și câteva întâlniri de suflet, să spun așa, în primul rând cu profesorul Jacques Marescu, care este președintele Institutului European de Chirurgie Laparoscopică de la Strasbourg și unde mi-am început în 1993 pregătirea în această metodă chirurgicală. Profesorul Marescu este cel care acum 20 de ani a făcut și prima și singura operație robotică transatlantică, el fiind la New York, iar robotul la Strasbourg. Intervenția a fost o colecistectomie laparoscopică care s-a încheiat cu succes. Domnul profesor Marescu este un prieten al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, fiindcă a găzduit mai mulți chirurgi în institutul pe care îl conduce pentru perfecționarea tehnicilor de chirurgie laparoscopică în diferite specialități. Și nu trebuie să omitem faptul că actuala asistentă șefă a blocului operator experimental din acest institut este o româncă care a lucrat în bloc operator al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, respectiv Elena Mihalache.
Domnule profesor, sunteți unul dintre cei mai longevi manageri de spital de urgență din România. N-a fost o perioadă ușoară pentru nicio unitate spitalicească din țară după această pandemie și totuși ați reușit un spital dintr-o localitate mică din România să deservească orașe mai mari din jur. Dacă e să mă gândesc, nu, la Piatra Neamț, la Bacău, la Focșani. Da, tot gândul meu este la copilul meu de suferit chirurgia laparoscopică, în care am crezut când alții o vedeau născută moartă. Chirurgia laparoscopică a fost, este și nu știu cât va mai reprezenta brandul Spitalului Municipal de Urgență Moineș, care este un spital total atipic. În structura de bolnavi internați într-un an, numai 17% sunt din municipiul Moinești. 73% sunt din toate cele 94 de unități administrative teritoriale ale județului Bacău și peste 10% sunt din 34 de județe ale României. Un spital trebuie să asigure un act medical de bună calitate, iar pentru aceasta, în viziunea noastră, trebuie să îndeplinite câteva condiții. În primul rând, buna pregătire profesională a angajaților, condiții hoteliere de bună calitate. Aceste două condiții, din fericire, sunt îndeplinite la momentul actual în spitalul nostru. Vorbind de buna pregătire a personalului medical, trebuie să spunem că suntem un spital care avem un centru de cercetare medicală sub egida Academiei de Științe Medicale. Suntem un spital în care pe 414 paturi lucrează peste 110 medici, un procent rar întâlnit și în multe spitale din Uniunea Europeană, și din fericire sunt medici care revin după stagii în străinătate, revin în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Este extraordinar pentru că știu că în acest moment aveți cam 5 medici, da, care s-au întors din diaspora să lucreze în spitalul condus de dumneavoastră. Da, așa este, fiindcă noi, conducerea spitalului, am plecat de la premisa că ce își dorește un medic să găsească într-un spital, de oriunde, ca să-și poată pune în valoare pregătirea, care durează în unele specialități destul de mult. Trebuie să găsească niște condiții care să-i permită să-și pună în valoare această pregătire. Adică, în primul rând, dotarea spitalului respectiv. În al doilea rând, vrea ca munca să fie răsplătită pe măsură. Iar noi, fiind un spital de urgență și situația economică a spitalului ne permite, acordăm toate sporurile la maxim și, în sfârșit, și în România sunt salarii decente și comparabile până la un punct cu cele din străinătate. Și nu în ultimul rând, el vrea să se bucure de aprecierea celor din jur și, bineînțeles, a autorităților vis-a-vis de marea responsabilitate a specialității pe care o practică. Domnule profesor, sunteți autorul a peste 1000 de operații pe an, da? Și dacă toți suntem aici în această întâlnire și ne urmăresc respectatori din întreaga lume, aș vrea să vorbim un pic și despre avantajele acestei chirurgii laparoscopice. Pentru ce patologii recomandați, în ce cazuri ați avut rezultate foarte bune, ce ar trebui să știm așa, la nivel minimal, așa, niște oameni care n-au neapărat cunoștințe de medicină, dar ce trebuie să știm, de ce e importantă această ramură a medicinii? Deci, această tehnică chirurgicală pe care în Spitalul Moinești am practicat-o în peste 15.000 de operații,
operație, a fost considerată de chirurgii francezi ca a doua revoluție în chirurgie. De ce lucrul acesta? Fiindcă, în primul rând, a fost denumită chirurgie de catifea prin amarele avantaje pe care le prezintă. Faptul că peretele abdominal este agresionat în ghilimelele de rigoare cu incizii de 0,5 cm prezintă un mare avantaj față de o incizie de 15-20 cm care reprezintă oricum o agresiune asupra peretelui abdominal. În afară de acest lucru, prin această metodă laparoscopică, orice leziune din cavitatea abdominală este mărită de 10 ori prin camera video. Deci, o leziune de 1 mm în cavitatea abdominală, pe monitor ne apare de 10 mm, respectiv de 1 cm. Agresiunea asupra organismului fiind foarte mică și durata de spitalizare este mult mai mică decât după operația clasică și recuperarea și reintegrarea în familie, în societate, la serviciu, se face mult mai repede. Metoda laparoscopică actualmente a pătruns în toate specialitățile chirurgicale. A fost inițial prin abordarea cu predilecția unui organ, respectiv vesicula biliară fierea, dar acum, încă o dată spun, se adresează și tuturor organelor din cavitatea abdominală, chirurgiei toracoscopice, ortopediei artroscopice, chirurgiei urologice laparoscopice, deci domenii variate din specialitățile chirurgicale. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut vreme să intrați alături de noi în emisiunea din această seară. Vă doresc multă sănătate și multă putere de muncă în această perioadă. Așa, un mesaj foarte scurt pentru cei care ne urmăresc în aceste momente. Foarte pe scurt, pentru că mai avem foarte puțin minute. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de viață. Bună seara! Vă mulțumim tare mult pentru acest mesaj și rămânem cumva așa în acest ton optimist, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că puteți revedea emisiunile noastre și puteți revedea pe invitații noștri de excepție din emisiune pe canalul nostru de YouTube. Suntem și pe Facebook. Nu uitați să ne scrieți pe mail-ul emisiunii sau să ne urmăriți pe TVR+. Ne vedem și mâine și poi mâine în reluare cu emisiuni din acest sezon de Un Doctor pentru Dumneavoastră. Să aveți grijă de sănătatea celor dragi și de sănătatea întregii familii și nu uitați să vă informați din surse cât mai corecte de fiecare dată. Să aveți o seară bună! La revedere!